Bună ziua, stimați prieteni, iată, ne suntem și la cea de-a 101. Deci începem prima ediție din a 200 a analizelor economice, un proiect comun indiț viitor și privesc eu. Astăzi vreau să discutăm despre tendințele piața financiară, nu atât despre credite, depozite și despre aceasta am vorbit, dar în general ce se întâmplă pe piața noastră financiară, în ce măsură aceasta reflectă situația din economia națională, iar cel mai important, cine așteaptă următoarele luni și dacă într-adevăr lucrurile merg spre bine sau nu merg spre bine. Înainte de a vorbi totuși despre indicatorii, câțiva indicatori sintetici pe care unii am elaborat acum câțiva ani în urmă și nu i-am premonitorizat noi sau nu i-am scos în spațiu public și cred că trebuie să revenim la ei cel puțin o dată la jumătate de an, în special în contextul când sunt niște schimbări destul de puternice și piața financiară. Dar scurt pe doi, situația este în felul următor. În Republica Moldova, piața financiară poate fi împărțită în două grupe mari. Pe de o parte sunt depozitele pe care persoanele fizice sau juridice le duc la bănci și pe de altă parte sunt creditele pe care persoanele fizice, persoanele juridice le au de la bănci sau de la instituții nebancare. Eu astăzi voi folosi când bănci sau când nebancar. Ideea este în felul următor. Oamenii au niște surplusuri financiare pe care le duc la instituțiile financiare și oamenii au nevoie de împrumuturi pe care le iau la instituții financiare. Și aceste instituții sunt fie bănci sau companii bancare, cum ar fi Asociația de Economie și Împrumuturi, de microfinanțare și companii de leasing. Că asta este, pe scurt, situația de piața noastră financiară. Indicatorii pe care noi îi utilizăm ne permite mai bine să înțelegem fenomenele care au loc pe această piață. Iar indicatorii pe care noi utilizăm ne permite să înțelegem mai bine situația de pe piața financiară. Totodată trebuie să venim și cu o anumită clarificare pentru a înțelege totuși evoluțiile fundamentale care au avut la noi și, de fapt, toți indicatorii au fost afectați de câțiva factori. Primul, să nu uităm că în anul 2022 Republica Moldova era în al treilea an de criză, după criza pandemiei, criza resurselor energetice, criza prețurilor la toate produsele, inclusiv produsele alimentare. Am avut o inflație cea mai mare din ultimii 22 de ani, Banca Națională de la cea mai mică rată sau de la cea mai relaxată politică monetară, când am ajuns sub 3% rata de bază a Băncii Naționale, timp de o an de zile am majorat de 10 ori, rata de bază, a năsprit politica monetară, respectiv a dorit să transmită niște semnale foarte clare economiei. În prezent noi asistăm la o scădere destul de rapid arată inflație. Eu presupun că în lunile de vară vom avea chiar o scădere de prețuri care va accelera în continuare scăderea ratei inflației, lucru care duce la relaxarea politicii monetare și schimbarea opticii, fapt care încă nu se vede pe piața financiară, dar noi intuim că se va observa în următoarele 3 luni. Scurt pe 2, situația rămâne fiind complicată, dar sunt semnale clare că lucrurile se pot îmbunătăți. Haideți să luăm indicatorul de bază sau numărul 1 de la care pornim noi. Care este situația cu lichiditățile piața noastră bancară? În primul rând vom lua bancar. Deci, pe de o parte, ce înseamnă surplusul de lichidități? E o situație foarte clară. Care este volumul de bani pe care au fost aduși în sistemul nostru bancar și volumul de credite luat din sistemul bancar? Diferența este surplusul de lichidități sau banii pe care noi nu putem utiliza și ca o piatră legată de gâtul nostru în economie. Noi în luna trecută, încă, pentru prima dată, depozitele în sistemul nostru bancar au depășit 100 miliarde de lei. În prezent avem 101,4 miliarde de lei. Cât privește creditele, situația rămâne a fi destul de complicată. Avem până ce oferit doar 61,3 miliarde de lei credite, în o mică descreștere comparativ cu sfârșitul anului trecut. De ce cauza aceasta se întâmplă, vom vorbi mai târziu. Respectiv, am ajuns un record absolut istoric, 40,2 miliarde de lei este surplusul de lichidități. Așa ceva n-am avut nici pe aproape, deci o creștere față de finele doar în 4 luni de zile, surplusul de lichidități în sistemul nostru bancar a crescut cu 7 miliarde de lei. Deci 7 miliarde de lei care au fost aduși sub formă de depozite de către persoane fizice, către persoane juridice, noi idei nu avem ce să facem cu banii aceștia și ieșit pur și simplu blocați în sistemul nostru financiar. Noroc că guvernul îți mai împrumută acum câte o leacă și rezolvă problema. Nu, a fost o glumă, într-adevăr, situația este așa. De ce se întâmplă acest lucru și cum putem înțelege? Deci avem
o economie, să zicem, foarte slabă atunci când cineva, în România, care are deficit de lichidități, multe țări au deficit de lichidități, când cineva mă întreabă, cum noi avem așa surplus de lichidități? Cum este posibil așa ceva? Economia are nevoie de bani și este surplus de lichidități. De fapt, așa este problema nu atât la sistemul bancar, cât la sistemul economic. Și în ce constă el? Imaginați-vă un om care este în reanimație după un accident foarte grav. N-au pot hrăni normal. Îi dai cu lingurița încet și ori. Deci economia noastră este ca o economie în reanimare care nu poate și volumul acesta minim de lichidități, volumul acesta foarte micus de bani care avem noi, este prea mult pentru ea și ea nu poate, ea pur și simplu nu poate îngheța lucrul acesta. Este o economie în reanimare care trebuie cu lingurița te leac să dai. De fapt, este o problemă noastră care reflectă cât de grav este situația. Împărțăm în doi. Prima este economiei liniete ale persoanelor fizice și doi este creditarea netă a economiei, a persoanelor juridice. Deci începem cu economiile de la persoane juridice creditarea. Din simplu motiv că noi considerăm că funcția populației este să facă economii, deci populația face economii de bani, îi duce la bancă, banii aceștia sunt creditați economie. Deci o economie funcțională este atunci populația face economii, agenții economici creditează. Și pe noi ne interesează cât de tare populația face economii, cât de mult face și cât de mult creditează agenții economici. Dacă observăm atent, economia populației a crescut până în 2021, până la 28,5 miliarde lei euro economiei liniete. Ce asta e economiei liniete? Asta este volumul total de depozite pe care oamenii le au în bănci, minus credite luate din bănci. Deci, altfel spus, populația avea cu 28,5 miliarde lei mai mult în bănci decât mai mulți bani în bănci decât a luat credite. După aceasta, până în 2022, situația brusc s-a înrăutățit, populația noastră trecut prin cea mai rapid creșterea creditării, volumul depozitelor creștea, dar volumul creditării creștea cu mult mai rapid și economiile nete ale populației au scăzut cu 10 miliarde lei. Acum ar trebui să ne bucurăm că economiile populației într-adevăr au ajuns la maxima istorică de 88,6, iarăși au crescut cu 10 miliarde lei comparativ cu acum un an. M-aș bucura, dar nu prea. Deci, într-adevăr, depozitele populației au crescut, dar din câte ați văzut, depozitele nu s-au întâmplat nimic cu însăși de moarte în bănci. În schimb, populația nu ia credite și, de fapt, acum noi avem o creștere economiei nete pe două efecte negative. Populația nu se creditează și economia se află într-o situație proastă, iar banii care țin în bănci noi nu putem folosi. Și atunci, bucuria de la faptul că oamenii economisesc bani acum, cum să vă spun eu, este una așa, dar mai degrabă negativă. Ca să înțelegeți prin vorbim, uitați-vă aici, avem în graficul de sus, în linia de sus, avem volumul depozitelor în bănci, vedețele au crescut constant, iar în linia de jos avem volumul creditelor luate de la bănci. Dacă observăm, acum avem o tendință de scădere a creditelor din sistemul bancar, timp de o an de zile, deci în luna aprilie, comparativ cu trimestrul 2 din anul trecut, volumul de credite din sistemul nostru bancar a scăzut cu peste 1 miliard de lei. Iar depozitele au crescut cu 8,7, deci după cum am arătat, acum asistăm la o creștere a economiilor nete din simplu motiv că depozitele populației în bănci au crescut cu mult mai repede decât creditele oferite. Ca să fie și mai clar acest grafic, uitați-vă foarte atent dacă înainte, lunar, cetățenii noștri anul trecut au dus câte 260 de milioane de lei în bănci, anul acesta, în 4 luni de zile, în medie, oamenii au dus în bănci câte 640 de milioane de lei. Deci aceasta se întâmplă. Oamenii se tem să investească. Oamenii au banii care iau rezervele, că nu avem tare mulți oameni care au bani. Oamenii care au bani au două soluții. Prima, țin banii acasă, ceea ce oamenii nu prea vor să facă. Doi, cumpără imobile. Trei, duc banii la bancă. În condiția când banii acasă, oamenii acum oricum mai țin, dar nu mai este atât de puternic, imobile oamenii până ce încă ezită să facă achiziții, unica lor soluție să ducă banii în sistem bancar, avem aproape 2 miliarde de lei. De fapt, în 4 luni de zile chiar avem peste 2 miliarde de lei, 2,6 miliarde de lei duși în bănci, bani care, în mod normal, puteau să meargă piața imobiliară, dar până ce n-au mers. Respectiv, gradul de îndătorare a populației acum
Dacă vă uitați atent, am ajuns maxim în 2021 la 13,1% din PIB, 12% și acum avem 11,7% din PIB. E mult sau e puțin gradul de îndătorare. Vedeți, în perspectivă istorică, acum suntem cam pe maximum, doar vă dau o cifră de referință. Gradul de îndătorare în Europa este undeva 55-60% din produsul intern brut, deci noi avem de 5 ori mai puțin decât media europeană. Iar media regională este 15-20% din produs intern brut, noi suntem împrumutați cam de 1,5 ori mai puțin decât media regională. Deci avem un grad de împrumut destul de slab. Ce va fi? După mine, următoarele luni, noi vom asista la două fenomene. Volumul depozitelor în bănci se va tempera, oamenii nu vor mai duce bani atât de puternic în bănci și se va relua procedura de creditare. Lucrul acesta se vede dacă ne uităm și la rata dobânzii la credite sau la depozite. Uitați-vă atent! Rata dobânzii la credite în mediu la persoanelor fizice era aproape două ori mai mare decât dobânda la depozite. În luna noiembrie noi am ajuns o situație mai rară întâlnită la noi în economie, nu știu dacă a mai fost vreodată, presupun că a fost, dar eu ce obțin am cifri, când banca dădea mai mulți bani pentru depozit decât creditul mediu care îl oferea. 15,3% dădea pentru depozit, 15,2% erau creditele. Acum, următoarele, după ce Banca Națională a început relaxarea politicii monetare și după ce avem un surplus mare de bani, Banca Națională a început brusc să scadă volumul de băncile comerciale, a început să scadă brusc rata dobânzii și am ajuns la 9,3% și ea cred că va scădea, lucru care va descuraja depozitele. Cât privește creditele, ele scad, dar nu atât de puternic. Suntem la 15,1% față de 16,5% maximă. Eu cred că în următoarele luni, dacă noi nu scădem creditele sub 10%, relansarea procesului creditar, în special ipotecară, va fi unul foarte dificil. Dobânzile mai mari de 10% la ipotecă sunt niște dobânzi care nu se merită să te bagi în așa ceva. Deci asta am vorbit cu partea populației. Avem o situație destul de proastă care are tendință să se îmbunătățească, cred, în următoarele luni și ține de aceea că în prezent să schimbă politica monetară, este nu atât de tare încurajată depozitele și se începe un nou proces de încurajare a creditelor, care până ce se începe, dar încă nu s-a început. Deci doar urmează să înceapă. Ce avem la creditarea netă agenților economici? Cât de mult agenții economici creditează la economie? Ce înseamnă creditarea netă? Volumul total de credite pe care l-au luat agenții economici, minus depozitele care țin ei în bănci. Altfel spus, câți bani au luat, bani au luat ei din bănci și câți bani au dus ei la bancă. În general, economia noastră, cât de puternic este creditat de către sistemul bancar. Recordul absolut l-am deținut în 2012, diferența dintre credite și depozite era de aproape 19 miliarde lei. Deci agenții noștri economici aveau cu 19 miliarde lei mai multe credite luate decât bani aveau în bănci. După jaful bancar, situația s-a agravat și am ajuns în 2020, când era 0,5 miliarde, o cifră fără precedent. Deci ați avut în 98, cred că date mai vechi de 98 ne avem, poate încet, încet le voi obține, dar cred că n-a fost de 91 până 98 așa ceva. Ce înseamnă lucrul ăsta? Practic, economia, agenții economici nu luau bani la bancă, dar toți banii pe care luau ei erau egali cu banii pe care țineau ei la bănci. S-a îmbunătățit o leacă în 2021, apoi situația am ajuns la o situație fără precedent în 2021 la sfârșitul anului, când volumul total de depozite în bănci era mai mare decât creditele, adică agenții economici țineau în bănci mai mulți bani decât s-au împrumutat, creditarea negativă a economiei. Deci, practic, sistemul nostru bancar avea o creditare negativă a economiei. N-a durat mult, iar în acest an, în aprilie, avem recordul absolut, deci volumul total de creditare a economiei este de minus 1,5 miliarde lei. Deci agenții economici nu iau credite de la bănci, ei banii lor care au preferă să-i mențină în bănci. De ce aceasta se întâmplă? Din cauza că situația economică este una destul de proastă. Și aici iarăși aveți grafice care le-ați mai văzut, volumul total de credite și volumul total de depozite. Dacă observați în toată istoria Moldovei, întotdeauna volumul de credit era mai mare decât volumul depozitelor. Și am avut două excepții, 2021 și 2023. Deci cred că nu va ține foarte mult, dar din păcate a ținut mult. Dacă ne uităm raportat la produsul intern brut, observăm că în 2013 volumul de credit la produsul intern brut era 31%, iar acum suntem la 13,5%, cu o scădere destul de semnificativă comparativ cu 2020 sau chiar 2021. Deci noi acum suntem la
nivelul cel mai jos, deci raportat la produsul intern brut, în prezent economia noastră se finanțează la nivelul anului 2001-2002. Deci este cam cea mai slabă situație din istoria noastră, dar să nu uităm că atunci depozitele erau foarte mari, adică agenții economici creditau din bănci, dar suplimentar și banii lor care aveau tot investeau. În prezent agenții economici nu se creditează din bănci, iar banii lor ei din contră îi țin la bancă. Următorul grafic, următoarele două grafice le vom depăși, că situația este, timpul este foarte scurt. Voi trece cu ultimul ce vreau să notez. Care este volumul de credite noi luate de către agenții economici, de către populație? Dacă observăm, până în anul 2020, volumul de credite lunar contractat era la nivel 2,7 miliarde de lei. În 2021 a crescut până la 4,3 miliarde de lei, în cea mai mare parte din contul populației, iar acum avem o scădere nu atât din contul agenților economici, cât din contul populației. Dacă observăm atent, populația în 2021, într-un trimestru, a luat în valoare a luat 1,5 miliarde de lei lunar credite noi, acum suntem la 0,38, o ușoară creștere comparativ cu sfârșitul anului trecut. Pentru ce ia populația credite? Dacă ne uităm în trimestrul 3 din 2021, când am ajuns maxima istorică 1,5 miliarde, cel mai mult credite de consum, după aceasta credite pentru imobile și credite pentru afaceri 50 de milioane de lei. În anul 2022, la sfârșitul anului, am ajuns la valoarea minimă 658 de milioane de lei lunar să luau credite noi, dintre care pentru consum 455 a scăzut cel mai mult pentru imobile, de la 511 la 128 de milioane a scăzut de peste 4 ori, iar pentru afaceri, din contră, am avut o ușoară creștere până la 75 de milioane. În prezent, înregistrăm și o creștere a creditelor pentru afaceri, a creditelor pentru imobile și a creditelor de consum. Dacă ne uităm atent la creditele pentru afaceri, noi cam am ajuns la cea mai mare cifră din istoria noastră, 121 de milioane de lei. Dar de ce dacă cresc volumele de credite noi, situația e proastă? Să nu uităm că oamenii iau credite, dar trebuie să întoarcă creditele vechi. Și dacă ne uităm atent pe ultimul grafic, sus observăm volumul de credite noi contractate, jos volumul de credite vechi întoarsă înapoi. Deci la noi întotdeauna am avut o creștere în ultimii ani de zile bazată pe ceea că noi luam cu mult mai mult credite decât întorceam. Și doar acum am avut două ori, în 2022 și în 2023, când volumul de credite întoars înapoi a fost mai mare decât volumul de credite contractate. Dar situația s-a stabilizat, de ce? Pentru următoarele luni. Cred că lucrurile vor evolua în felul următor. Banca Națională va continua să relaxeze politica monetară, lucru care va duce la ceea că înclinația spre economia populației cumva se va tempera. Oamenii vor prefera să înceapă a investi banii decât să țină în bănci, în special dacă rata dobânzii va scădea sub 5-6% și cred că asta este tendința la depozite. La credite, până ce procesul de creditare a populației rămâne unul destul de slab și ține de faptul că dobânda este ridicată, 15% este o dobândă prea mare, la creditele ipotecare undeva 12%, dar oricum e mare, trebuie să scadă cel puțin sub 10%, dar cred că se va întâmpla în următoarele 2-3 luni de zile, că acum asistăm la un proces destul de rapid de reducere, de aceea cred că procesul de creditare ipotecară se va relansa destul de puternic în a doua jumătate a anului, deci a doua jumătate a anului va fi caracterizată printr-o reducere a înclinației spre economii în bănci și spre o creștere a procesului de creditare din bănci a populației. Cât privește agenții economici? Aici situația este cu mult, cu mult mai complicată, deoarece noi nu vorbim despre procesul de creditare a agenților economici de la bănci, lucru care merge. Și dacă ne uităm atent, noi în prezent asistăm la o ritm de creștere a creditării agenților economici cu mult mai mare decât a populației, problema numărul unu agenților economici este alta. Ei sunt speriați, nu vor să facă activități economice și preferă banii lor să-i țină în bănci și nu investească. De fapt, problema nu este în aceea că ei nu iau credite la bănci. Problema este că banii lor ei nu investesc, dar preferă să-i țină în bănci. Dar asta, din păcate, depășește și politica băncii naționale, asta depășește și capacitățile băncilor comerciale, asta strict ține de incertitudinea agenților economici și nedorința lor de a investi. Asta, frumos spus, oricum,
tind să cred că lucrurile vor începe evolua spre bine și undeva prin luna iulie, dacă vor veni la acești indicatori, sper foarte mult că ei vor fi cu mult mai alghi și cu mult mai frumoși decât sunt în prezent, când noi asistăm la o situație, hai să o spunem așa, nu este rău, dar încă nu a devenit bună. Sperăm foarte mult că în lunile următoare situația să fie bună, iar până când vă doresc să aveți o săptămână bună în continuare și până data viitoare, cum unde sunt alte subiecte de importanță majoră pentru economie.